Aș dori să vorbesc despre Mântuitorul și preotul meu, Iisus Hristos, și cred că și al nostru, și cred că sunt cea mai nevrednică unealtă prin care poate să vorbească Dumnezeu în aceste momente, pentru că este un subiect extrem de interesant și de frumos, care reiese dintr-o epistolă care timp de 500 de ani, alături de Apocalipsa, n-a fost inclusă în canonul biblic. Știți despre care epistola este vorba? Epistola către evrei, da? Și tot am stat să mă întreb de ce oare această epistolă a fost dată la o parte atâta timp, alături de Apocalipsa, și după aia am găsit câteva explicații. Cineva a avut tot interesul să nu fie introdusă în canonul biblic, pentru că epistola către evrei și către noi, dacă o paranteză, dar în primul rând este către evrei, o parte din evrei care au primit pe Iisus Hristos și care după aceea au început să se răcească în credință, și către noi același mesaj, care poate că am primit Evanghelia, dar poate că s-a mai răcit credința noastră. În epistola către evrei întâlnim împletite două mari fire narrative. Unul teologic, care vorbește despre preoția Domnului Hristos în sanctuarul din ceruri și despre care ne place să vorbim foarte mult nouă ca adventiști de ziua a șaptea, și unul epistolar în care Apostolul Pavel vorbește despre aspecte care țin de credință, care țin de închinare, care țin de lucruri practice. Cele două le putem găsi împletite în această epistolă. Și am intitulat mesajul dimineața aceasta Iisus Mare Preot și Păstor, pentru că există foarte mulți preoți și păstori, și nu mă refer la o funcție, și când fac aceste afirmații să nu credeți că vorbesc denigrativ, ci vorbesc cu tot respectul despre cei care poartă anumite răspunderi, însă nu trebuie să uităm niciodată că Iisus este marele preot și păstor. Da? Și epistola către evrei vorbește despre aceste calități ale Domnului Iisus Hristos. În primul rând, în primul capitol, primele două versete, ni se spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Așadar, cea mai mare descoperire a lui Dumnezeu este făcută prin Iisus Hristos. Nu există o revelație mai mare decât aceasta. Dacă vrei să înțelegi Vechiul Testament, îl înțelegi prin prisma Domnului Iisus Hristos și a vieții sale. Dacă vrei să înțelegi Scriptura, o înțelegi cu ajutorul Domnului Iisus Hristos. Și de aceea aș vrea să înțelegem că oricine ar încerca să dea o altă explicație sau să ne aducă altă lumină care trece dincolo de Hristos, este falsă. El este descoperirea, atât din punct de vedere teologic, cât și ontologic, prin întruparea sa a lui Dumnezeu. În ceea ce privește calitatea sa de mântuitor, în epistola către evrei se vorbește despre el în calitate de fiu. Și aici aș vrea să fac câteva explicații, pentru că nu am timp să le fac toate. Vă rog, citiți cu atenție capitolul 1 și 2 din epistola către evrei. Se face o mare confuzie cu privire la persoana Domnului Hristos. Pentru că anumite afirmații care se fac în dreptul lui în calitate de al doilea Adam întrupat sunt luate și puse în dreptul lui ca fiind Iisus creat sau Iisus făcut. Vă rog, nu faceți confuzie aceasta, pentru că Iisus este Dumnezeu adevărat din veșnicii. Și chiar din text reies lucrurile acestea. Nu confundați afirmațiile care țin de planul de mântuire cu cele care țin de veșnicia lui Iisus, chiar asta spune, prin care a făcut veacurile. Nu putea să facă veacurile prin cineva limitat, prin cineva creat, prin cineva care reprezintă o creatură.
Da? În epistola către evrei sunt lămurite și în alte pasaje ale Scripturii aceste calități ale Domnului Hristos. De asta când se vorbește despre Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu, nu vă gândiți la cineva creat, ci la cineva care a preluat o funcție de al doilea Adam. Da? Dacă urmăriți genealogia din Luca, o să observați că este o genealogie inversă și în final evanghelistul ce spune despre Iisus? Fiul lui Dumnezeu. Da? Cine a fost primul fiu al lui Dumnezeu? Adam. Adam. Însă, în urma căderii, diavolul a venit cu pretenția, zice, a mea este împărăția lumii și o dau cui vreau. Și Iisus, prin întruparea sa, devine al doilea Adam, Fiul lui Dumnezeu, și în felul acesta, El restabilește ordinea în planul de mântuire. Și chiar îmi place ce spune mai departe, că El este oglindirea slavei lui Dumnezeu, întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile prin cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Deci nu poate cineva să țină prin cuvântul puterii Lui lumea și universul dacă este creat. Asta, puterea asta o are doar Dumnezeu. Și sunt multe, multe alte versete care vorbesc și în capitolul 2 despre acea veșnicie a Domnului Hristos și despre atributele temporare, ulterior permanente, da, pe care le-a primit. În versetul 7 zice, l-ai făcut pentru puțină vreme, fiți atenți, mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cinste și l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, ca al doilea Adam care răscumpără. Da? De aceea, Domnul Iisus Hristos nu poate fi comparat cu nicio ființă din univers, pentru că poartă în sine atât dumnezeirea, cât și umanitatea, în mod desăvârșit. Versetul 17 și 18 ne spun din capitolul 2, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Da. Și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Observați scopul pentru care Iisus a fost făcut Fiul al lui Dumnezeu. Nici de cum n-a fost creat și n-a fost, nu i s-au atribuit niște lucruri care nu le-ar fi avut înainte. Însă aici este vorba despre investirea Domnului Iisus ca al doilea Adam. Bine, bine, vezi, zice, ce rost au toate astea din punct de vedere practic, pentru că aici vreau să ajung. Toate aceste fundamente biblice și teologice, dacă pleacă de la Biblie, da, au o importanță extraordinară, pentru că în momentul în care știi că Iisus este marele preot, singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, atunci nu mai ai probleme cu dezamăgirea că a căzut cu tare sau cu tare, că te mediază nu știu cine înaintea lui Dumnezeu. Nu! Pentru că Iisus este marele preot, este modelul tău, în momentul ăla ești foarte liniștit. Și în momentul acela știi că orice s-ar întâmpla în lume, Iisus Hristos nu se schimbă. Este același ieri, azi și în veci. Am auzit mulți frați care sunt dezamăgiți când mai cade câte un pastor, când mai păcătuiește nu știu cine. Vai, ce s-a întâmplat, ai auzit? Da, e normal, pentru că sunt oameni. Și modelul nostru nu este la oameni. Modelul nostru trebuie să rămână Domnul Iisus Hristos. Și suferi o dezamăgire când îți pui prea mare încredere într-un om. Și îți dai seama că, de fapt, el este limitat și poate să cadă oricând. Însă atunci când privirea ta este spre Iisus Hristos, atunci nu mai suferi dezamăgiri de felul acesta. Tot în cartea Epistola către Evrei se vorbește despre odihna pe care poate să o dea Iisus Hristos. Capitolul 3 și 4 se vorbește despre odihna pe care poate să o dea doar Iisus Hristos. Nouă ne place foarte mult să vorbim despre legea lui Dumnezeu și este foarte bine.
Dar aici vorbește Apostolul Pavel despre o odihnă pe care n-au primit-o copiii lui Dumnezeu, chit că știau legea din scoarță în scoarță. Deci Iosua n-a putut să le dea odihnă. De ce? Pentru că odihna o dă doar Iisus Hristos. Și de aceea spune, rămâne o odihnă ca acea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că porunca lui Dumnezeu rămâne, dar fără Iisus Hristos nu poți să intri în odihna lui. N-ai cum. Și dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi despre ziua de odihnă. Dar pentru că nu le-a dat-o, vorbește în continuare despre ziua aceasta și despre odihna pe care poate să o dea doar Iisus Hristos. În ceea ce privește preoția, și aici sunt câteva aspecte foarte importante. De-a lungul timpului, creștinismul a tot încercat să reinventeze anumite lucruri. După ce a căzut preoția aronică, oamenii au încercat să spună în continuare că ei fac parte dintr-o preoție tot succesorală. Preoția aronică era condiționată, trebuia să faci parte din seminția lui Levi, altfel puteai să ai tu toate darurile și calitățile, nu intrai în preoție dacă nu erai din seminția lui Levi. Și doi, trebuia să împlinești anumite calități ca să fii preot. Nu toți leviții erau preoți. Rețineți lucrul ăsta. Unii se ocupau cu măturatul, alții cu ordinea, cu curățenia, cărau, slujeau, dar nu toți erau preoți. Și dintre preoți se alegea marele preot care era ales pe viață. Ei, după ce a venit Iisus Hristos ca jertfă, El nu a venit ca preot după seminția levitică, după rânduiala levitică, ci a venit ca preot după rânduiala lui Melchisedec. Asta ce înseamnă? Că nu are început, nici sfârșit și nu știi de unde vine, El vine din veșnicii, da? Și asta arată că preoția de felul acesta a încetat. Sunt tot felul de încercări și de dorințe să arătăm succesiune apostolice, să ni se spună în toate felurile că suntem părinți, suntem, nu suntem nimic, dragii mei. Iisus este marele preot și noi suntem niște slujitori și atât. Păstori sau subpăstori care slujesc marele păstor. Și niciodată nu trebuie să uităm lucrul ăsta. Și slavă Domnului că nu suntem noi păstori. Că El este păstorul și capul Bisericii lui Hristos. Și asta îmi dă multă siguranță, pentru că dacă ar fi să mă uit la mine și la ceilalți, ai zice, Doamne, dar ce o să se întâmple cu biserica Ta? Ce spune Hristos lui Petru, Matei 16? Tu ești Petru și pe această piatră, Petra, adică eu, nu faceți confuzie că e vorba de Sfântul Petru acolo, nu? Voi zidi biserica. Dacă ar fi zidită pe Sfântul Petru, ar fi căzut imediat, da? Dar biserica este zidită pe Hristos. Și ce porțile iadului nu vor putea birui. De ce? Pentru că ea este zidită pe mine, pe Iisus. Și asta este speranța noastră. Faptul că biserica nu este zidită pe niște oameni, ci este zidită pe Hristos. Iar noi avem de ales între a rămâne pe stâncă pe Iisus Hristos, și asta ține de alegerea noastră, sau a alege alte chietruțe, da? În care te poți tăia la picior, în care se mai mișcă, se mai hurducă de aici colo. Nu, Hristos este stânca. Și dacă rămâi pe stâncă pe Iisus Hristos, n-ai cum să te clati, n-ai cum să te pierzi. Asta este vestea bună. El este marele preot și este stânca veacurilor pe care stă biserica, este capul bisericii. Și în capitolul 5 se face o comparație între Hristos și ceilalți preoți. Dacă ceilalți preoți trebuiau să aducă jertfe pentru ei, pentru că erau păcătoși, și trebuiau să închidă ochii, pentru că și ei erau păcătoși, te duci să-l muști pe cutare și zice, păi tu vorbești? Ia uite ce ai făcut acolo, uite ce face fitul, uite ce face fita. Și s-a închis gura. Nu mai ai nicio autoritate
Pentru că tu nu ești capul bisericii. Însă, în momentul în care spune Hristos anumite lucruri, ele capătă o altă greutate. Chiar în Apocalipsa spune că este martorul credincios și adevărat. El nu este subiectiv. Hai că mai închid eu ochii, pentru că și eu am greșit în tinerețe și toți am greșit și suntem... Nu, Hristos îți spune adevărul așa cum este, cu iubire, dar ți-l spune exact așa cum este. Și este singurul care poate să spună adevărul în față exact cum este. Noi ceilalți și preoții din vechime trebuiau să aducă jertfă pentru păcatele lor și să aducă, să facă acea curățire. Hristos n-are nevoie de această jertfă pentru că s-a adus pe sine însuși ca jertfă pentru păcat. Din punct de vedere practic, această jertfă a Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne maturizeze. Și aici găsim o mare infantilitate a credinței, despre care se vorbește în capitolul 6. Zice, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos. Și să vedem care sunt adevărurile astea începătoare. Pentru că le enumeră aici apostolul. Să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței, tot vorbim de pocăință, da, trebuie să ne pocăim, tot timpul avem nevoie de pocăință, dar trebuie să ne raportăm altfel la această pocăință. Pocăință de faptele moarte, credințe în Dumnezeu, crezi sau nu crezi în Dumnezeu, da, e un adevăr fundamental, dar după ce ai pus fundația la o casă, ar trebui să te duci mai departe, nu? Să zidești, să torni centurile, stâlpii, să începi să zidezi zidul, dacă rămâi tot la temelie, n-ai făcut casa. Ai temelia pe care stă casa, dar n-ai zidit-o toată. Și asta spune aici cuvântul, învățătura despre credința în Dumnezeu, despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Da? Asta zice că sunt adevăruri începătoare. Auzi, vine sfârșitul. Vine, că așa scrie acolo, nu? Vine Domnul. Da, vine, că scrie acolo. Dar zice, astea sunt adevăruri începătoare. Legătura ta cu Hristos și schimbarea vieții reprezintă hrana tare și schimbarea pe care trebuie să o aducă în viața ta. Dogmatismul acesta este bun pentru că structurează niște adevăruri în viața noastră, dar nu reprezintă Evanghelia. Evanghelia este Iisus Hristos. Când eram în seminar și am dat licența, unul dintre subiecte la scris a fost conținutul predicării apostolice în biserica primară. Și atunci a trebuit să mă gândesc repede, care era conținutul predicării apostolice, oare ce dogme predicau apostolii? Și știți ce am observat? Că apostolii, deși au creionat anumite învățături biblice, ei nu predicau dogmatic. Ați observat lucrul ăsta? Pavel nu predica dogmatic, el scria dogmatic, dar nu predica dogmatic. Petru nu predica dogmatic. Și am zis, bă, dacă nu predica dogmatic, atunci despre ce vorbeau oamenii ăștia? Și știți ce am găsit ca numitor comun? Îl predicau pe Iisus Hristos, cel răstignit, și ce a făcut în viața lor. Dar noi, pentru că nu avem acest conținut în viețile noastre, pentru că Hristos nu ne-a schimbat viața, ne ascundem în spatele doctrinelor ca să spunem că Hristos lucrează și noi avem credința și noi păzim credința, dar El nu este acolo. Despre ce predica Pavel în fața lui Agripa, în fața... Despre ceea ce a făcut Hristos în viața lui. Despre ce predica Petru și Ioan. Chiar le-a poruncit, nu mai predicați în numele ăsta, de ce? Nu vrem să mai auzim. Despre ce predicau? Despre cine? Despre Iisus. Extraordinar. Deci, dar noi nu putem să nu vorbim în numele lui Iisus Hristos. Pentru că uite ce a făcut în viața noastră. S-a schimbat viața noastră. Și aici aș vrea să înțelegem că cea mai puternică predică nu este legată de doctrine, care sunt bune, sunt o sistematizare a adevărurilor biblice, uneori subiectivă, alteori diferă, de la o confesiune religioasă la alta. Chiar în cadrul aceleiași biserici avem atâtea înțelegeri. Dar nu asta trebuie să fie temelia credinței. Ceea ce nu pot contrazice oamenii este ceea ce a făcut Iisus în viața ta.
Și dacă asta este predica, atunci oamenii o vor asculta cu plăcere, pentru că nu poți să contrazică ceea ce a făcut Iisus în viața ta. Și de asta zice apostolul, lăsați la o parte lucrurile astea începătoare. Cum e cu asta, cum e cu cealaltă? Și merge spre lucrurile desăvârșite, adică spre ceea ce face Iisus în viața voastră. Aș vrea să merg și spre aspectul epistolar care reiese în ultima parte a epistolei, începând la capitolul 10 încolo, Pavel se ocupă de aspectele practice. Ați auzit că s-a spus, mă, în vechime era mai greu. Acum a venit Iisus Hristos cu harul și acum e mult mai simplu. Hai să vedem cum e și cu asta. În capitolul 10, zice așa de la versetul 26, dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise, fiți atenți, este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Și zice, slavă Domnului că a venit Domnul Iisus Hristos cu harul lui și de acum lucrurile sunt mult mai simple. Însă eu nu citesc așa în Scriptură, zice așa, cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Wow! Deci, primirea lui Iisus Hristos în viață mă responsabilizează mai mult decât pe vremea lui Moise, pentru că atunci aduceai jertfa. Dar acum, dacă calci în picioare jertfa lui Hristos, primești o pedeapsă mai aspră. Asta nu spun că ar trebui să trăim cu o frică, ci cu o încredere mai mare și cu o responsabilitate față de Iisus Hristos. Nu vorbești de un miel sacrificat, ci vorbești de Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele tale. Și în momentul când păcătuiești, să te gândești că tu, practic, îți bați joc de jertfa lui Hristos. Asta înseamnă o maturitate spirituală extraordinară. În ceea ce privește părăsirea încrederii față de Dumnezeu. Și aici avem mari probleme, suntem atât de slabi. Și dacă vedem că lucrurile nu mai merg într-o anumită direcție, mai mor din bătrâni, ne mai împuținăm, tendința este să ne descurajăm. Însă, și aici avem un îndemn din partea lui Dumnezeu, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și continuă, cel neprihănit va trăi prin credință, versetul 39, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Iarăși, credința în Iisus Hristos aduce stabilitate în viața noastră. Învățători, curente, apar peste tot, din ce în ce mai multe și cu ajutorul internetului te zăpăcești de tot. Și nu mai știi ce să mai crezi, pe cine să mai crezi, cine este autentic, cine nu este autentic, nici nu vă bateți capul cu asta. Dacă aveți picioarele pe stâncă, pe Iisus Hristos, nu mai contează ce zic ceilalți. Contează ce spune Dumnezeu. Și atunci am credința în Iisus Hristos. Și apoi în capitolul 11 sunt o mulțime de oameni ai lui Dumnezeu, dați ca exemplu, care au avut credință în Dumnezeu și care și-au păstrat această credință în viața lor, deși au avut încercări, au avut probleme, au avut tot felul de provocări. Așa că avem pe cine să urmărim și pe cine să luăm de exemplu. Îl avem pe Iisus Hristos și avem oamenii credinței care au rămas lângă El. În capitolele următoare, tot așa, se vorbește despre aspecte legate de credință, dar aș dori să mă apropii de încheiere. Capitolul 13, ne se dau iarăși câteva sfaturi. Stăruiți în dragostea frățească.
Când e vorba de dragoste, noi zicem așa, că e o chestie așa, zi mă, de saba, zi de curvie, zi de chestii din astea importante, grele, nu cu dragostea. Dacă cineva urăște o viață în biserică, nu îl exclus, că n-a călcat nicio poruncă, deși a călcat toată legea, nu? Dar dacă se întâmplă să calce anumite lucruri care așa sunt literal exprimate acolo, imediat ne sesizăm. Vreau să vă aduc în atenție mesajul martorului credincios din Apocalipsa. Mesajul către Efes. Ce zice Domnul Hristos? Pentru că ți-ai pierdut dragostea din tâi, am să te vărs din gura mea, am să te vomit. Adu-ți aminte, dar, și pocăiește-te. Deci, răcirea dragostei înseamnă apostazie. Înțelegeți? Deci răcirea dragostei înseamnă apostazie, pentru că dragostea face parte din Dumnezeu. Și dacă nu ai dragoste, ce zice Pavel? Sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Știți, mai de mult când eram copii, mai legam de coada pisicii sau a câinelui conserve. Și așa ne distram când fugeau. Cu cât fugea mai tare, cu atât tinicheaua suna mai tare și săraca pisică sau câine era mai speriată de zgomotul ăla și fugea în disperare. Cam așa suntem și noi. Fără dragoste, suntem o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Însă Iisus este Cel care poate să aprindă dragostea în sufletele noastre. De asta spune, stăruiți în dragostea frățească. Este argumentul suprem care scoate biserica în față și care arată că este trupul lui Hristos. Celelalte, oamenii se lasă mai puțin sau mai mult convinși. Însă în momentul când oamenii văd o biserică iubitoare, se îndrăgostesc de ea. Pentru că îl văd acolo pe Hristos. Însă o biserică care poate să aibă cele mai grozave doctrine argumentate în toate felurile, dacă nu îl au pe Hristos și iubirea Lui, sunt o evanghelie falsă. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri, da? Vorbim de Avram aici, sau poate s-au referit și la alte exemple. Și mă bucur că la Apateu lucrul ăsta încă funcționează. Dacă mă duc în alte biserici, poți să fii cunoscut, poți să, de la pacea Domnului încolo, nu te cheamă nimeni, nu că am nevoie, că doar avem de mâncare acasă, dar e vorba de părtășia aceea frățească, în care stai de vorbă, în care mai împărtășești anumite lucruri, mai stai împreună cu frații, cu totul altceva. Nu? Așa, vii și pleci ca ușa în balamale la biserică și te-ai dus acasă, pace, și am plecat. Na, și intri ca într-un cavou acolo, nu se întâmplă nimic, nu are nicio căldură, nicio iubire, nimic. Și de asta spune, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Vorbește despre păzirea căsătoriei să fie ținută în toată cinstea, despre pericolul lăcomiei, însă, ca și încheiere, aș dori să închei cu versetul 20 și 21, pentru că Iisus Hristos este păstorul nostru și marele nostru preot. Aș vrea să închei cu această urare pe care apostolul o face aici, și să ne ajute Dumnezeu să nu uităm niciodată cine este păstorul și cine este preotul nostru. Singurul care ne poate ține în credință, singurul care ne poate ajuta să rămânem în picioare în vremurile acestea de relativism în care totul este, toate anormalitățile sunt normale. Și o să vedeți că o să vină și altele. Singurul care poate să ne ajute să rămânem lângă Dumnezeu. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Știți ce înseamnă puterea învierii lui Iisus Hristos? De multe ori nu conștientizăm ce citim.
Gândiți-vă că în momentul în care Iisus era atârnat pe cruce, toți demonii erau încartiruiți la Ierusalim. Și ar fi vrut să-L țină pe Hristos în mormânt acolo. Și Dumnezeu trimite un singur înger. Asta e fantastic. Spune un gând Ellen White că în momentul când îngerii lui Dumnezeu au un mandat din partea lui Dumnezeu, sunt atotputernici. Și Dumnezeu trimite un singur înger la hoardele de demoni ca să-L scoată din mormânt pe Iisus Hristos. Asta este puterea învierii lui Hristos. Și această putere a învierii lui Hristos îmi este dată mie și ție, atât pentru a birui păcatele din viața noastră, cât și pentru a trăi cu bucurie viața de credință și în biserica lui Dumnezeu. Această putere este pusă la dispoziția noastră ca o mărturie nu pentru noi, ci pentru Iisus Hristos. Și marele păstor al oilor, care prin puterea lui Dumnezeu a înviat, ne oferă această putere ca să rămânem în picioare și să trăim viața de credință și să ne putem duce drumul acesta spre împărăția lui Dumnezeu până ne vom întâlni cu El. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, dragii mei, să nu avem alte repere decât pe Iisus Hristos și atunci când este greu, să nu uităm că este Marele Păstor și Marele nostru Preot. Singurul păstor adevărat și singurul mare preot adevărat care și-a dat viața pentru noi ca să ne mântuiască, să ne ducă în împărăția Lui. Amin.